Am văzut astăzi o postare a dumneavoastră referitoare la ministrul, la activitatea ministrului Sănătății, domnul Alexandru Rafila, sau în activitatea, nu știu, dumneavoastră să ne spuneți. Am văzut o postare, pasivitate. Am văzut o postare destul de acidă. Am văzut apoi și o reacție din partea socialdemocraților, însă aș vrea să o discutăm după. În primul rând, să înțelegem, PNL se îndoiește în acest moment de capacitatea ministrului Sănătății de a face față situației acestui val 5 al pandemiei. Postarea de pe contul de Facebook este o îngrijorare personală pe care o am. Deci nu este opinia PNL, nu. Dacă ar fi partid fost, care dacă se află la fost guvernare. Poziția PNL, cu siguranță ar fi fost transmisă pe alte canale, nu pe contul de Facebook, și probabil ar fi făcut-o cu cazul unei conferințe de presă. Dar este o îngrijorare personală pe care o am eu, ca și om care crede în soluția vaccinării și în soluția adoptării certificatului verde. Și sunt sigur că în societatea românească sunt foarte mulți care împărtășesc această îngrijorare. Îngrijorarea nu pleacă neapărat de la faptul că este blocat acel proiect în Parlament. Până la urmă, dacă socotim că avem forma asta care funcționează, o putem păstra. Îngrijorarea pleacă de la faptul că de la această pasivitate pe care și dumneavoastră observați numărul cazurilor astăzi a depășit 10.000. Dacă să ne uităm în decursul ultimelor 15 zile, avem o creștere a numărului de cazuri COVID în România de 8 ori. Dacă nici acesta nu este un semnal de alarmă care să facă acest Minister al Sănătății să promoveze, să propună, să vină cu soluții, cu acțiuni, păi stau și mă întreb ce ar trebui să se întâmple, Doamne ferește. Doamne ferește, să ajungem în situația anului trecut când aveam foarte multe cazuri de morți. Avem și situația ATI-urilor din țară care erau blocate. Asta este ceea ce deranjează. Departe de mine n-am erijat un specialist în zona pandemiei. Sunt doar un, va spune, observator al deciziilor în această zonă. Bineînțeles, și un om care recunosc, compar situația României cu altor state din Europa. Și mi-a manifestat îngrijorarea că nu există în momentul de față, nici măcar la nivelul comunicării publice, câteva idei care să vină și să protejeze sănătatea. La fel să știți, apropo, nu vreau să fac aprecieri în legătură cu domnul Rafila, există un prim-ministru care conduce guvernul, Nicolae Ciucă, care poate evalua activitatea, există o coaliție, o conducere a coaliției care la fel pot evalua activitatea ministrilor. Nu la asta mă refeream, ci mă refeream la faptul că ar fi cazul și cred că e mai mult decât să găsim soluții mai degrabă decât să arătăm cu degetul în stânga și în dreapta. Drag mi-ar fi să văd din partea Ministerului soluții imediate sau câteva propuneri concrete, pentru că, vedeți, cifrele sunt alarmante, iar opinia specialiștilor pe care ne-am bazat-o, a fost ministru într-un guvern care se confrunta cu pandemia și aveți cuvântul de onoare că opinia specialiștilor prima în defavoarea opiniei politice, care era sau nu aducătoare de voturi, da? Și de data asta doresc același lucru. Să avem soluții, să ne mișcăm, să promovăm câteva soluții care să stăvilească puțin pandemia sau să ofere totuși o perspectivă cât de cât optimistă acestei țări. Un aspect interesant pe care l-ați menționat și dumneavoastră în postarea de pe Facebook, în perioada decembrie, în perioada sărbătorilor, când mai multe țări, da, majoritatea țărilor, impuneau restricții, luau măsuri, noi ne-am relaxat. A fost prea devreme o astfel de relaxare și iată acum suferim consecințele relaxării din perioada sărbătorilor. A fost doar o constatare. A fost o greșeală. Eu evit să fac aprecii în legătură cu acest lucru, pentru că sunt oameni care fac facultăți pentru a emite opinii în această zonă medicală. Da, ați remarcat în postarea mea, am remarcat doar faptul că în condițiile în care țările din Uniunea Europeană impun anumite restricții, noi am luat anumite măsuri de relaxare. Am spus, ok, bun, a trecut acea perioadă a sărbătorilor. Mă aștept ca după acea perioadă a sărbătorilor, în luna ianuarie, să avem și noi cât de cât câteva măsuri care să protejeze sănătatea publică totuși. Pentru că mi se pare o notă diferită față de ce se întâmplă în țări care se confundă deja cu valul 5 și au sute de mii de cazuri și România care, iată, debutează, e la începutul unei etape care sper eu să fie foarte, foarte ușoară sau n-aș vrea să ajungem la cifre Franței de 400 de mii de cazuri pe zi, Doamne ferește, nu? Chiar
poate semnalul meu de alarmă vine tocmai pentru a preîntâmpina, știu, o situație delicată, dificilă și pentru a veni cu soluții. Drag mi-ar fi să văd aceste soluții mai degrabă decât să fac aceste comparații defavorabile cu ce se întâmplă în alte țări. Vă spuneam și că am văzut și o reacție a Partidului Social Democrat, nu știu dacă ați reușit să o vedeți, mă rog, printre altele, PSD spune, citesc, că PNL vorbește de funie în Casa Spânzuratului și amintește de faptul că PNL a fost la guvernare și că nu a tratat, poate, așa cum trebuia, consecințele pandemiei, nu, restricții n-au fost puse cum trebuiau. Hai să o lămurim asta cu răspunderea și responsabilitatea. Să știți că răspunderea și responsabilitatea pentru a oferi soluții actuale crizei din zona pandemiei vin în egală măsură atât PSD-ului cât și PNL-ului, pentru că suntem partea unei coaliții de guvernare. Asta un lucru. Doi la mână. Eu cred că comparația PSD-ului cu perioada când PNL se afla la guvernare le este total defavorabilă. Pentru că hai să comparăm numărul de infectări și numărul de vaccinări între Rafila și guvernarea Câțu. Ministrul la vremea respectivă, cred că nu mi-aduc aminte foarte bine, nu se reștimte. Oricum, numărul de vaccinări era, cred că, dublu, triplu în acea vreme față de perioada în care ne aflăm în momentul de față. La fel, numărul infectărilor era mult, mult mai mic decât cele 10.000 de infectări pe care le avem astăzi în mandatul domnului Rafila. Da, aici am să-mi termin și am să-mi închei în mod intenționat comparația, ca nu cumva să se supere cei de la PSD care au ieșit cu acest, nu știu cum să-i spun, comunicat de presă, declarație, cu funie în Casa Spânzuratului și de genul ăsta.